Reprezentanții municipalității spun că sunt pregătiți să întâmpine iarna. În cazul în care va ninge, utilajele de intervenție sunt pregătite să elibereze străzile de umăt. De asemenea, stocul de sare și nisip este suficient pentru acest sezon. Însă, dacă vor apărea lipsuri, autoritățile spun că toate se vor rezolva în cel mai scurt timp posibil. Iarna poate să vină, suntem pregătiți, da? Poate să vină, am acționat cu programul de desăpezire, utilajele sunt echipate, pregătite pentru acțiune. Am aprovizionat stocul de material antiderapante. Domn director, de 2 ani vă chemui să faceți noastră un ban pe dezăpezire și nu reușiți. Așa este, domn primar, în special că am și achiziționat utilaje noi. Care dar sunt nefolosite, nu? Pe zona dezăpezire. Pe zona dezăpezire. În cazul în care va ninge, autoritățile locale nu vor fi luate pe nepregătite, cel puțin așa susțin reprezentanții municipalității care dau toate asigurările că s-au luat măsurile necesare, astfel încât severinenii să nu aibă de suferit. Primarul Marius Creciu a făcut o ultimă verificare pentru a se asigura că utilajele sunt pregătite, iar stocul de material antiderapant este suficient. Sper să nu ne ia pe nepregătite, așa cum se întâmplă de obicei cu autoritățile române. Glumesc, în spatele meu avem utilajele gata, pregătite, funcționale. Suntem chiar în curtea operatorului de dezăpezire. Ne-a mai dat încă o dată semnal că lucrurile funcționează. Ne-a lămurit că avem toate utilajele puse la punct. Rămâne să vedem dacă va ninge. Știți, și noastră de 2 ani de zile nu avem zăpadă. Eu nu mă... În mine sunt două lucruri diferite. Pe de o parte mi-aș dori să avem și zăpadă pentru noi, pentru copiii noștri, să ne bucurăm sufletește de zăpadă iarna, de sărbători, dar pe de altă parte, faptul că nu este zăpadă ajută puțin primăria, în sensul că nu mai plătim costuri. Pentru acest sezon am pregătit toate utilajele care le avem în comandamentul de dezăpezire, respectiv 16 utilaje, din care 10 multifuncționale cu lamă și sărăriță, plus alte 2 sau 4 utilaje, dacă vom fi nevoiți să degajăm zăpada. Nisipul este de ajuns? Avem stocurile asigurate de nisip și de sare, respectiv 200 de metri cub de nisip și 500 de tone de sare și 1 tonă de inhibitor de coroziune. Dacă se va impune, avem contracte cu furnizorii și vom putea suplimenta aceste stocuri. Autoritățile spun că se va interveni inclusiv pe străzile neasfaltate din cartierele mărginașe, unde în anii trecuți oamenii au rămas înzăpeziți. Trebuie să venim cu o hotărâre de Consiliu să intervenim și în acele zone în care nu se intervenea înainte din cauza modul în care erau construite străzile, străzi de pământ, de nisip, de pietriș. În acest moment le-am asfaltat, le-am modernizat, sunt cartiere întregi unde trebuie să intrăm în acest moment cu dezăpezirea în cazul în care va fi nevoie. Atunci nu se putea, acum se putea. E și partea cealaltă a monedei, dacă nu aveam costuri la vremea respectivă pentru că nu puteam intra, acum am modernizat și sunt costuri, dar ne bucurăm să avem aceste costuri ca oamenii să trăiască decent. Comparativ cu alte dăți, anul trecut nu s-au cheltuit foarte mulți bani privind dezăpezirea, întrucât iarna a fost blândă.